Salut, prieteni, și bine ați venit la ultima ediție din acest an a podcastului 100% U, singurul podcast în care discutăm despre cea mai iubită echipă din Transilvania, Universitatea Cluj. Împreună cu Alin Șutea vom trece puțin în revistă ce a însemnat anul 2021 pentru familia universității. Salut, Alin! Salut, Vasile! Salut, prieteni! 2021 a fost un an în care Universitatea Cluj a excelat practic într-un singur aspect, și anume la basket masculin. În rest, vorbim de un an mediocru. Până la urmă, e foarte bine că s-a întâmplat și asta, având în vedere că a fost an în care Universitatea Cluj n-a excelat la niciun sport și eram obișnuiți mai degrabă cu dezamăgiri și retrogradări și lupte pentru evitarea retrogradării la sporturile de sală decât cu lupta la titlu. Uite că anul acesta UBT a reușit să câștige titlul într-o finală foarte disputată, decisă în meciul decisiv, dar după un sezon pe care se recunoaște la domina pe plan intern. Apoi a continuat excelent partea a doua anului. Dar despre asta o să povestim puțin mai încolo. La fotbal aș spune că a fost un an mai bun decât ultimii doi, mai ales dacă rămânem cu ultima impresie. Dar putem să începem să povestim puțin despre restul echipelor care joacă cu pe piept. Din păcate, vrând nevrând, trebuie să le împărțim așa între fotbal, basket și restul, pentru că rezultatele și impactul pe care l-au, deși UB este peste tot, impactul pe care au aceste echipe a fost destul de scăzut acest an, nu neapărat din cauza antrenorilor și jucătorilor, dar din partea modului care sunt ele organizate. Handbalul feminin a retrogradat în Liga a doua, a fost poate cea mai mare surpriză neplăcută a anului. A fost revenirea handbaliștilor, locul 12 pentru echipa de volei feminin, locul 8 nu pentru volei băieți și locul 5 pentru echipa de rugby. Ai citit puțin pe site-ul oficial al CSU, poți zice mai multe despre asta. Cum spui și tu, e în continuare așa o lipsă de rezultate și de vizibilitate până la urmă la ce înseamnă Clubul Sportiv Universitatea Cluj, deși conform raportului prezentat pe site-ul oficial, CSU Cluj a adunat în acest an 248 de medalii la competițiile naționale și internaționale, mai mult pe plan național decât internațional. Sunt diverse secții sportive care au zeci de medalii, cum ar fi atletismul 26, culturism și fitness 31, natație 15, patinaj 32, scrabble, unde Universitatea... un sport de tradiție în cadrul CSU. Exact, unde U Cluj domină competiția națională de ani de zile, 32 de medalii și... Un adversar de temut pentru orice echipă, da. Și până la urmă, judo, care e sportul numărul 1 al clubului, cu 62 de medalii și cu cele mai importante rezultate pe plan internațional. Avem un campion european și mondial de juniori, Adrian Șulcă, și avem sportivul numărul 1 al CSU pe anul 2021, Alexandru Bologa, cel care a obținut locul 3 la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Totuși, aceasta trebuie să fie chiar cea mai mare performanță pe care au reușit să o treacă palmares Clubul Sportiv Universitatea, o performanță imensă dacă ne gândim la condițiile de pregătire și la importanța pe care o are judo doar la nivel local, ci la nivel național, lipsa de fonduri și mai departe, lipsa de săli. Performanța lui Alexandru Bologa este una foarte mare și să nu uităm de performanță individuală la nivel de juniori, unde iarăși judocanii de la CSU au excelat de lungul timpului. Exact, asta a devenit deja o tradiție ca judoul din Cluj să domine nu doar pe plan național, până la urmă ne amintim și de rezultatele mari pe plan internațional la olimpiade din ultimii deja, să zicem, 20 de ani, mult prea mulți ani. Chiar și așa rămâne oarecum cu un gust amar. CSU nu mai e ce era înainte, dacă ne amintim unde era echipa de basket feminin care a dominat România în anii 80 și la începutul anilor 90. Acum a terminat pe locul 7 în Liga Națională. Handbal feminin, cum spuneai, retrogradat după ce ne amintim și de performanțele europene chiar are echipei. Să nu uităm că în urmă cu 9 ani echipa aceasta a jucat în Champions League, 90 ani dacă nu mă cer, cu Gheorghe aici în Horia de Mian. Exact, exact. E totuși o situație tristă la CSU. Să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți, deși
până la urmă, cum spuneai și tu înainte, lipsa de organizare sau lipsa de fonduri care duce la o lipsă de organizare nu ne dau prea multe speranțe, dar nu ne rămâne decât să sperăm până la urmă. CSU e unul din cele mai importante cluburi în ceea ce privește sportul, hai să zicem, de masă din România, dar... Din păcate, în România, sportul în continuare nu are o poziție atât de bună ca în alte țări, atâta vreme cât lipsesc rezultatele. Și unde sunt rezultate, lumea vine la competiții, publicul începe să se atașeze de echipe și atunci rămânem până la urmă cu cele două sporturi sau cele două echipe care țin steagul alb-negru cât de sus posibil și hai să o luăm în ordine crescătoare, să începem de pe Ion Moina, fostul Ion Moina, Cluj Arena sau stadionul Mircea Luca, cum le place suporterilor să spună. Echipa de fotbal a avut, cum ai spus și tu, un an mai bun în care în sfârșit contează în lupta pentru promovare și toată lumea cred că e de acord că Universitatea Cluj chiar are șanse ca în finalul acestui campionat să sărbătorească revenirea în prima ligă. Da, o să revin puțin înainte de să discutăm despre echipa de fotbal la ceea ce spuneam mai devreme despre CSU și despre mediocritatea în care se zbate acest club. Să nu uităm că de fiecare dată când au existat performanțe la secțiile acestui club, ele au fost manageriate oarecum din exterior, au fost companii care au reușit să le managereze. Vorbim de echipa de handbal feminin, că vorbeam mai devreme despre faptul că a reușit să joace Champions League, a reușit la un moment dat să se bată, țin minte un match cu Olkim, incredibil, a reușit să țină pieptul Olkimului care juca finala de Champions League pe cele vremuri, făcut un egal. Deci vorbim despre echipe care erau manageriate privat și spuneam mai devreme și de echipa de basket feminin care domina basketul intern și avea performanțe mari la nivel internațional la finalul adică în anii 80, începutul anilor 90. Ultima dată când echipa de basket feminin a reușit să joace într-un final a fost tot când a fost vorba despre un manager din exterior, în perioada în care era Liviu Alexa manager și exista mai mult sponsor la echipă. Asta ce ne spune? Ne spune că acest sistem clasic, învechit, îmbătrânit, în care există foarte multe sinecuri care se fac și se dau se rostogolesc în cadrul CSU, nu o să ajungă niciodată la performanțe. Din păcate, așa că deschiderea clubului către investitori și manageri ar trebui să fie practic punctul de plecare pentru viitoare performanțe. Legat de Cluj, da, cred că a fost una mai bună de echipa de fotbal, a fost una mai bună, evident, față de anii trecuți. Prima parte a anului oarecum a fost așa o zona speranțelor. Am sperat până în ultimul minut că echipa va reuși să, până la ultimul meci, că echipa va reuși să ajungă în play-off. Asta și oarecum mânați de niște rezultate bune pe care și prestații bune pe care le-a avut Universitatea sub comanda lui Costel Enache. Sezonul s-a încheiat prost, să recunoaștem, locul 11, departe de ceea ce ne așteptam. Dar ne dă speranțe acest sezon, chiar dacă ultimele meciuri s-au încheiat iarăși prost, cu două înfrângeri cu Astra și cu Petrolul și o distanță mare de primul loc. Dar echipa e în cărți pentru locul 2. Să vedem ce se va întâmpla. Este o iarnă foarte importantă, poate cea mai importantă iarnă din ultimii ani la Universitatea. Se vorbește despre schimbări, Eric Lincar a și rostit câteva nume în emisiunea colegilor de la Sportul Clujan. Nume surprinzătoare din punctul meu de vedere și o să te rog și pe tine să le comentezi. Blejdea, în primul rând. Blejdea, dar și Tau, Gâț, Acolație, să zicem că era mai degrabă, da, puneam și noi pe listă. Cum ți se par aceste schimbări venite foarte, foarte rapid, niște nume venite foarte rapid și rostite foarte rapid, Eric Lincar? Primul rând, cred că asta dovedește că planificarea pentru lupta pentru promovare funcționează la Universitatea Cluj. E vorba până la urmă de doi jucători care au fost titulari, Gâț și Acolație, în ultimele partide. Taubă e un jucător care a fost mai mult rezervă în acest sezon, după ce în sezoanele precedente n-a avut concurență pe banda stângă, a fost practic singurul fundaș stânga din lot. Blejde a început bine, după care s-a stins. Până la urmă, cred că la o primă vedere pot părea surprinzătoare aceste decizii de a renunța la acest jucător, dar dacă stăm să analizăm și ce a spus antrenorul Eric Lincar în continuare, că din punctul său de vedere postul de fundaș dreapta a fost o problemă mare, Gâț, faptul că
dublura lui Mitrea pe postul de fundaș stânga, Taub, a fost așa oarecum un jucător care nu l-a satisfăcut. Cred că e până la urmă era până la urmă de așteptat să se întâmple lucrul ăsta și Universitatea până la urmă, văzând și ultimele două meciuri în care prestațiile au fost mediocre până la slabe, e clar că e momentul cel mai bun pentru a schimba ceva. În lot, pentru a schimba ceva în atitudine, în jocul echipei. Și mai este ceva vreme până reîncepe campionatul, timp destul pentru echipa tehnică și echipa de management, care și ea e oarecum nouă după venirea lui Andrei Cordoș, să pună lucrurile la punct și Universitatea să nu rămână doar pe hârtie cu șansele acelea de care spuneai tu pentru locul 2 și să dovedească în teren că locul e totuși în Liga 1. Da, e foarte important să vedem ce jucători vor reuși șerpile roșii să aducă la club, mai ales că vorbim de câteva posturi care sunt evident deficitare, așa cum spunea și Eric Lincar până la urmă, cel de fundaș dreapta, unde nici Gâț și nici spaniolul Roberto Alarcón n-au excelat, dimpotrivă, Alarcón a făcut acea gafă, da, n-a fost penalti, că a fost penalti, dar oricum este o gafă pe care o face el. Și în prima repriză în meciurile cu asta, că ține bine minte, a jucat destul de slab. În fine, mi se pare că cei doi fundași centrali, Ispas și cu Gugu, au nevoie de concurență serioasă pe post, ca să nu mai fie nevoie Dican să fie reprofilat. Mi se pare Dican un mijlocaș clar defensiv, adică nu l-aș vedea neapărat. Mi se pare că aduce un mare plus la mijlocul terenului și evident lipsa lui se vede de acolo. Din nou un atac. Echipa a suferit foarte mult. A început cu Vali Alexandru și cu Voinea, nu? Până la urmă a renunțat pe parcurs la Voinea după doar câteva etape. Am ajuns să jucăm cu a treia variantă de vârf, cu Boiciuc, care a făcut niște meciuri foarte bune și este unul dintre golghetele echipei, adică good for him, știi, senzațional că a reușit să vină atât de bine de pe bancă, să se impună și să ajungă titular, dar s-a văzut până la urmă pe final și la el că nu are concurență. S-a văzut și la el că nu are concurență, Robert Răducanu nu este o variantă, asta s-a văzut din nou. Și avem nevoie de măcar un vârf acolo, nu știm care e situația lui Vali Alexandru. Avem nevoie de soluții în benzi. Cred că va fi o iarnă destul de încărcată ceea ce privește lista de cumpărături. Însă mie mi-ar plăcea foarte mult să văd, nu știu, 4-5 jucători care să fie, sau 3 jucători, dar care să fie titulari. Că banca este și așa destul de lungă. Dar avem nevoie de jucători care să fie titulari, care să facă diferență și aici este nevoie de fonduri. Până la urmă este o chestiune și de management. Am înțeles că Andrei Cordoș a venit și cu promisiunea de a atrage anumiți investitori sau anumiți sponsori la echipă. Să sperăm că așa va fi și va reuși, pentru că vorbim aici de echipe care sunt în luptă cu Universitatea Cluj, cu niște bugete imense. Mă refer și la Hermannstadt în primul rând, mă refer la Concordia Chiajna, care este oarecum un outsider în acest trio, Hermannstadt, Cluj, Petrolul. Nici Petrolul nu stă rău, în ciuda imaginii pe care vrea să o arate. Sunt jucători străini cu salarii foarte mari peste ceea ce se întâmplă la Universitatea Cluj. Adică, cum am vorbit noi aproape de fiecare dată în ultimele luni, e important să vedem exact și cealaltă parte, dincolo de evoluțiile din teren. Dar avem așteptări mari de la Universitatea Cluj, la echipa de fotbal, asta e clar. Și eu sunt de acord cu ideea că e nevoie de titulari. Rezerve există. Titularii fac diferența până la urmă și în atac văd eu cea mai mare problemă a Universității, chiar dacă s-au rotit acolo o grămadă de jucători, să nu uităm de Hoffman până la urmă, e surpriza numărul 1 a acestui sezon, un jucător care a explodat și la UCLU și la echipa națională, la categoria sa de vârstă. Apropo, golul său din Foarfec, acel gol senzațional, a ajuns într-o finală pentru cel mai frumos gol marcat de un jucător al unei echipe naționale din România în anul 2021, așa că îi invităm pe toți fanii Universității să și voteze. Este timp, încă mai este timp de vot. Când scrollăm pe internet să mai dăm un click și pentru Albert Hoffman, pe care îl salutăm. Acolo contează cel mai mult. Cine marchează? Și dacă Universitatea are 3-4 soluții la nivel de titulari în față, care pot oricând să garanteze, deși e greu să garantez că vor înscrie, cred că lucrurile vor sta bine pentru Cluj. Până la urmă, următoarea perioadă, după începerea campionatului, adică ultimele etape din sezonul regular și apoi play-off-ul, se anunță foarte încinse și am încredere că
ne vom bucura la finalul sezonului. Dar ar fi o răsplată foarte bună pentru munca depusă și de Riedling, și de jucători, și de staff, pentru că Universitatea oricum a pornit într-o postură de outsider în acest sezon. Nu era considerat neapărat printre favoritele la promovare. Universitatea a devenit favorită la promovare pentru că și-a câștigat acest statut și prin asta a reușit să-și aducă niște jucători în prim plan, cum este Albert Hofmann. 6 goluri în 15 meciuri mi se pare un procentaj excelent pentru orice atacant, dar minte pentru unul de 18 ani aflat la prima lui experiență la nivel de seniori. Așa că premisele sunt bune la Universitatea. După multă vreme echipa e în grafic. Sunt 4 echipe, să nu uităm, care se vor bate până la final pentru promovare. 2 vor merge direct, 2 vor juca baraj. Barajul este o chestiune de evitat, asta e clar, pentru că s-a întâmplat o singură dată că echipa din Liga 2 să elimine echipa de primă ligă chiar sezonul trecut. Lupta pentru primele 2 locuri va fi foarte încinsă. Să sperăm că Petrolul va pierde din turație, pentru că le-a mers prea bine prahovenilor în acest an. Să trecem și la cea mai bună echipă din sportul românesc, așa cum au numit-o cei de la Lead.ro, UBT, Universitatea Banca Transilvania, echipa de basket care a câștigat titlul în acest an. Nu doar că a câștigat titlul, dar spre deosebire de ceea ce suntem obișnuiți la toate nivelurile și la toate sporturile de echipă, face performanță în Europa. Da, a fost un an senzațional pentru UBT. Pe plan intern, cum spuneai și tu, a câștigat titlul la capătul unei finale care a făcut cinste basketului românesc. 5 meciuri, meciul decisiv. Dar ce a contat mai mult e parcursul internațional. Debutantă în Champions League, venită din calificări, UBT a ajuns să fie echipa despre care vorbește întreaga Europa la nivel basketbalistic și asta spune foarte, foarte multe despre ce înseamnă UBT nu doar în anul 2021, ci despre ceea ce s-a construit la UBT de-a lungul anilor. Revenind la ce spuneai înainte, managementul performant, răbdarea până la urmă de a construi ceva, se văd. Și UBT este în top 16 în Champions League. E o performanță senzațională și n-a ajuns acolo întâmplător, ci a ajuns în urma unui turneu de calificare extrem de greu disputat în Grecia, după care a urmat grupa din care a făcut parte UBT cu Hapoel Holon, cu Brindisi și cu Darușafaka, echipe din alte campionate extrem de puternice, în care elevii lui Mihai Silvășan au demonstrat că își merită locul acolo. Să nu uităm meciul cu Hapoel Holon, am mai discutat noi despre asta, cred că cel mai bun meci de basket pe care l-a făcut o echipă românească în ultimii 20 de ani, cel puțin. Plus revenirea senzațională din finalul meciului cu Darușafaka, de la minus 18 puncte, sfertul 4, clujenii au câștigat și și-au asigurat calificarea fără emoții, adică fără un meci suplimentar în top 16. E un rezultat fabulos și ceea ce scriu cei de la Lead.ro când numesc UBT cea mai bună echipă de club din România, nu cred că e deloc exagerat. Da, ducând mai departe ceea ce spuneau cei de la Lead.ro, ei vorbeau despre UBT ca și o echipă care a reușit ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mulți ani, la nivel de club, indiferent de sport, să avem o echipă care să performeze atât de bine pe plan european și, exact ce spuneai tu, să devină o echipă despre care se vorbește, o echipă respectată. Am văzut materiale pe site-urile de specialitate de afară, pe site-ul Basketball Champions League, în care se vorbește despre niște performanțe individuale și performanțe de echipă pe care a reușit să le obțină UBT. Este abia a doua echipă, sau singura echipă, dacă nu mă înșel, care a reușit să depășească bariera de 100 de puncte în 2 meciuri consecutive. Este echipa care a reușit să revină de la cea mai mare diferență de puncte și să câștige în cazul partidei cu Darușafaka. Mi se pare că acel meci din Turcia oarecum a închis așa un cerc excepțional al UBT în acest an, prin performanța pe care au avut-o și prin modul în care Mihai Silvășan a reușit să strângă acest grup. Pentru că să nu uităm că este un grup nou la UBT, cu foarte mulți jucători noi față de cei care au câștigat campionatul. Bineînțeles,
câțiva rămași foarte importanți în jurul cărora s-a construit echipa, Patrick Richard, Stipe, Cuti, care a revenit și este iarăși o veste foarte bună, revenirea sa pe parchet. Însă Mihai Silvășan a reușit să strângă o echipă oarecum nouă, să-i învețe filozofia lui, să învețe filozofia clubului, filozofia locului, filozofia orașului și mai departe și să coaguleze aceste forțe. Mi se pare că e o performanță extraordinară reușită și de Mihai Silvășan ca și antrenor. Nu greșim dacă vorbim că este unul dintre antrenorii de perspectiva Europei, nu doar a României. Așa că din punctul acesta de vedere, și dacă ar fi doar din punctul acesta de vedere, putem să spunem că Universitatea Cluj, pe ansamblu, a avut un an foarte bun. Cum nu am avut de multă vreme și să ne gândim ce meciuri ne așteaptă anul viitor, doar dacă ne gândim la duelurile cu Unicaja Málaga, echipă de Euroligă, oarecum așa, te trec fiori, este incredibil să spunem că vom avea parte de o polivalentă plină, gândindu-mă la interdicțiile cauzate de răspândirea virusului și noi variante, pentru că în alte situații, cu siguranță, vom avea o parte de o polivalentă plină și cu oameni rămași pe afară, cum era pe vremuri în Horea de Mian. Oricum, UBT a reușit o performanță incredibilă prin calificarea în top 16 și de acum încolo orice se va întâmpla va fi doar un bonus. Da, cu siguranță. Și să nu uităm ce spunea Mihai Silvășan într-o intervenție în cadrul podcastului nostru, înainte de începerea aventurii din Champions League. El a spus din start că își propune calificarea mai departe și, până la urmă, valoarea unui antrenor sau valoarea unei echipe cred că e dată și de respectarea acestei, hai să zicem, promisiuni. Până la urmă, nu cred că erau vorbe aruncate în vânt. S-a dovedit că n-a fost așa, știa pe ce se bazează, știa ce a construit, știa ce echipă, ce familie are în jurul său și lucrul ăsta a ajutat extrem de mult pe cei de la UBT să pună așa cireașa pe tortul anului 2021, cum ai spus și tu, și să transforme într-un an până la urmă extrem de bun. Ca să încheiem aici partea dedicată basketului, aș insista puțin pe ceea ce scriau cei de la lead.ro în articolul pe care vă recomand tuturor să-l citiți. E un pasaj care mie mi-a plăcut extrem de mult spre finalul articolului, dacă vreți puteți să începeți cu finalul, merită, care spune așa: e fain la Cluj. Iar U, de fapt sufletele care dau suflet acestei litere, te face să înțelegi de ce, pentru că e o familie. Și familia asta universității a avut un an, cum am spus, bun. Sperăm că va avea un an și mai bun, în anul 2022, un an în care cu siguranță vom rămâne și noi alături de voi cu viitoarele ediții ale podcastului nostru 100% U. Până atunci, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în 2021, tuturor celor peste 6.000 de ascultători, prieteni pe care îi avem de la începutul aventurii noastre aici, și cu asta, din partea mea, vă doresc toate cele bune. Haideu! Anul fericit și din partea mea, să ne auzim cu bine primele săptămâni din ianuarie, vom reveni cu invitați, așa cum am obișnuit, cu analize, cu dezvăluiri pe cât putem și să sperăm cu câteva ediții de colecție în care să vom celebra și promovarea fotbaliștilor, un nou titlu la basket și meciuri de ținut minte la nivel european în Basketball Champions League. Anul fericit, prieteni, și haideu!